Pentru că astăzi, la Limba și Literatura Română, într-un subiect, elevilor li se cerea să spună dacă sunt sau nu de acord și să-și exprime, pentru rigoare, să își exprime sau nu recunoștința față de școală. Până la această oră când stăm de vorbă, există părinți care consideră subiectul ușor controversat. Suntem, vă rog frumos, curioși, într-o analiză lucidă, cum ați fi răspuns oare? Spun din nou, exprimați sau nu recunoștința față de școală, vă rog. Un grad de dificultate medie, nu au fost subiecte foarte dificile, au fost subiecte la îndemână pentru prin aceste subiecte ne propunem să urmărim gradul în care elevii au asimilat cunoștințele și competențele prevăzute în programele școlare de la disciplinele de bacalaureat. Da, este normal să-mi exprim recunoștința față de sistemul de educație care m-a format, pentru că alături de familie, școala este a doua familie care contribuie la educația tinerii generații. Fără școală și fără familie, bineînțeles, într-un parteneriat foarte strâns, nu putem vorbi de tineri educați, tineri care să facă față cerințelor societății de mâine, tineri care vor deveni la rândul lor părinți și ar trebui să educe copiii pe care îi vor avea în grijă. Aici poate veni întrebarea, de ce ar trebui exprimată recunoștința cu privire la un drept constituțional? Nu știu dacă e bine pusă problema dacă își exprimă recunoștința față de acest drept care este garantat. Este vorba de instituția școlară, nu neapărat de dreptul la educație, ci la această instituție care, așa cum vă spuneam, este cea de-a doua familie și care contribuie esențial la educarea tinerei generații. Fără școală nu putem vorbi de tineri educați, de tineri care să facă față provocărilor și cerințelor societății viitorului. Vă mulțumesc pentru toate răspunsurile. Secretarul de Stat Florian Lixandru din Ministerul Educației.